Nici n-am ascultat, nici n-am ascultat întreg interviul lui, declarația că pe acesta lui Iohannis. Băi, tu ești nebun. Da. Băi, dacă nu eram niște oameni care sunt în putere în Europa și în lume, acum 2 ani de zile, cred că știi bine. Tu nu prea știi bine, că ai cașcaval mare. Am trecut printr-o criză economică. Și ce se întâmplă la criză economică? Ei, au fost niște oameni deștepți în economie și au dat seama că pierdem tot. Vă puteți să-i spuneți cum război. Și așa, pe planeta noastră, respect, da, respect. Uite, deci cât te respect eu, nici nu m-aș fute cu tine. Ești urât. Și bă, și rog, pe pula. Uite că vorbesc porn. O Europa e spre binele României. Ce faci tu spre binele României? E neapărat spre binele României. Când ai început cu etnici maghiari, bă, o fi. Sunt, într-adevăr. Ce vrei să faci? Bă, știu că sunt și etnici români. Cu toate că nu poți să le zici. Cetățeni români de naționalitate română. Care îi doare în pulă. Dacă o bucată din România se... Aia. Păi ce, bă, suntem tot în Europa, ne dorem bună. Păi nu-i chiar așa. Pentru că se va reaprinde și așa noi avem probleme cu maghiarii aia pântuți și sunt și români pântuți. Se va vor redeschide conflicte. Eu nu cred că Europa vrea să aibă chiar în mijlocul ei, că noi suntem aproape chiar în mijlocul ei. Că dacă nu știi tu geografie, oricum, tu nu știi nici măcar ce înseamnă un oraș sau un județ. În România, spre binele României. Se întinde Europa până în munții pula mea de Rusia, în partea aia, Caucaz sau, nu știu, partea Caucaz. Deci suntem în mijlocul Europei, poziționat geografic. Politic suntem cam în el, est. De ce? Că încă ducem balastul din comunism. Că noi eram estice, era vest. Cu toate că dacă voi cu rigla, vezi că suntem în mijloc. Pentru că Europa se întinde și Turcia încolo, în sfârșit. Ca să-ți dai seama până țara noastră trece pe arele la 45, suntem și la mijlocul pământului, adică mijlocul nu suntem în Ecuator. Nu te învăț geografie, de niciun știu. Geografie, dar m-am uitat și pe niște vreți. Poate te învăț locopedie, mă. Ia zi. Rărățușcă rândunică, Rică nu știa să zică, rărățușcă rândunică. Ia repete după mine. Pili cu pila lungă și ascute pila în pungă. Pili cu pila lungă și ascute pila în pungă. Așa, de astea se repede toată ziua ca să... Și se descrește și ție de alea, știi? Păi, tu ce vrei să realizezi? Îmi dau seama că sunt oameni care vibrează la... mesajele tale, de profesor universitar. Deci e băiat deștept. Are și părul alb în cap, e și neamț. E multe de-astea. Băi, grive everyday. Ești inconștient, băi. Deci am ieșit din criza economică, e bine. Destul de rapid. Deci aici e zona de conflict. Uite că au intrat unii într-o criză economică la nord de România. Aproape era război. A fost chiar război. Și la noi a fost criză în Transilvania, cu niște idioți, când era până alegeri pe acolo, pe la ei. Așa a venit și a făcut damblagel pe aici. Tu ești damblagel, omule. Uite, îți arăt niște medicamente care poate te-ar ajuta, da? Ce sunt damblagel? Dar trebuie o minimă responsabilitate. Tu, dacă vrei, România respectului, nu faci apel la etnicii maghiari. La cetățenii români. De orice etnie. Da? Ți-e clar, mă?